Necazurile se țin lanț pentru Adi Ninune. O ambulanță a venit astăzi în fața casei sale pentru unul dintre bunici care n-a mai rezistat tensiunii. Abia ieri familia a reușit să-și aducă fata acasă. Cati, soția lui Adi Ninune, a luat-o de la poliție. Asta după câteva ore, timp în care Carmen le-a spus agenților că n-a obligat-o nimeni să fugă cu Franco, ci a făcut-o din dragoste. Iubitul major al fetei lui Ninune a scăpat de plângere, dar a rămas deocamdată fără iubită. S-a supărat Franco. Franco cum a fost la poliție? De ce n-a plecat Carmen cu tine? După câteva ore la secție, Carmen n-a ieșit așa cum venise. De mână cu iubitul. Camuflată cu ochelari de soare și șapcă, fata lui Adi Ninune a plecat cu mama ei, fără să mai zâmbească. Mama, îți interesezi să vorbești? Te mai vezi cu Franco? Poate interzici relația cu Franco, Cati? Carmen, de ce plângi? Carmen s-a urcat cu capul în jos în bolidul familiei și n-a scos un sunet. Le vorbise destul polițiștilor cărora le-a spus că a fugit de bună voie de acasă. Din dragoste pentru un bărbat pe care tatăl ei nu-l vrea cu niciun chip de soț. Care va fi situația dintre voi de acum încolo? Marșerie după aia. Rămâne împreună? Membru să iei cu tine acasă? Îndrăgostită sau nu, Carmen are 16 ani și este încă minoră, iar Franco e major. Deocamdată e mulțumit că a scăpat de rigorile legii. Nu s-a comis nicio infracțiune. Minora a fost încredințată părinților. Mai întâi, fata și mama ei au stat de vorbă cu cei de la protecția copilului la poliție. Iar după ce au ieșit din secție, ar fi mers undeva lângă București la o reunire de familie cu grătare și manele. Fata mea a făcut chestia asta pentru că timp de un an jumate, de când vorbea cu el pe telefon, eu nu am fost de acord. Vrei să iei de nevastă? Cumperi un inel de logo, nu mai duc într-o vacanță. E destui bani pentru ea? Banii n-aduc fericirea, dar Franco de la Ștefănești nu are destui pentru comoara lui, e convins manelistul. Îi alesese el un alt Franco fetei, potrivit pentru pretențiile lui, dar după ce Carmen va deveni majoră. Eu sunt un părinte exigent și mi-am dat seama că nu se poate ca un copil sămărit la 16 ani. Carmen nu s-a căsătorit, dar familia s-a consumat mult cât timp fata a stat fugită cu un bărbat. Adi Ninune a dat-o în urmărire și până la urmă Carmen și Franco s-au întors. Astăzi, la poarta vilei din Ștefănești, a ajuns ambulanța. Un bunic de 79 de ani al lui Adi Ninune s-a simțit rău după atâtea șocuri. Chiar dacă de aseară Carmen s-a întors acasă, pe profilul de Facebook al iubitului e o poză cu ei doi împreună. Iar Franco spune acum că e într-o relație deschisă.